Uite, antrenează Ciolo Simeone, dar e mereu convins, ma cel mai mare jucător din istoria partidului, cu 174 de goluri marcate peste Luis Aragonés, care-i Dumnezeul lor, are statuie în față, în moment. Și asta are un gol în plus față de Fabio. Te antrenez cu ăla acolo. Iartă-mă că vreau să zic și ceva, că-i vezi ceva, dar nu zici așa bun. Când ești cu clăbut pe ochi, zici, băi, Antoane, dă-mă un pic să mă spune jocul. Asta e tot de dacă le-ai puțin în nebunie, nu poți suporta. Scapă un atacat singur pe tine și dă-i cât de tare poate în tine și neapărată. Atunci cred că nici nu mai se vede, dar a fost doamnă că am putut și cred că mă doare că nu știu ce pe Maladine.
Nu e aici, nu este râpul de faci. Hai să punem picioare în ce se întâmplă. Eu nu am sețin, depinde de noi dacă merge sau nu. Asta o să aveți în cameră, da? Și fără regrete, azi și un cap puțin de pe tine, da? Kosovo-România, cel mai dificil meci de la care a fost pregătit. A fost doctoratul nostru în materie de comunicare cu tribuna. Un meci cu o poveste aparte, cum ce se întâmplă? A fost un infern. Noi nu știam ce se întâmplă, dacă eram chemați în 5 minute, dacă eram chemați în următoare 5 minute, dacă aveai să juca meciul. Să ieși din urmă cu 5 minute și urmă să ieși după 30 de minute. Și atunci singura noastră opțiune era să fim încăziți, să fim mereu pregătiți. Și mister era acolo, în fiecare secundă. Nu, stai, nu faci, faci. De mici, te jogăvezi, stai, faci o legare, fugi. Adică era mereu prezent. Nu vrei să știi. Războaie se câștigă cu strategii. Azi este un război. Și noi știm că noi suntem bine, suntem producători, că suntem la mâna noastră. Ce am face legal? Ceea ce nu vrem nimeni de aici, noi vrem doar victoria aia. Nu e un lucru cu așteptam ceva din partea observatorului, dar toată lumea era blocată. Să se închide jocul.